Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine. Astăzi am să deschid iarăși două cește. Vom vedea ce ne va spune ceștele noastre până pe 1 februarie. Dragii mei, sper să fie totul bine. Ceea ce o să iasă în ceașca aceea, am să vă spun, alegeți-vă ceașca, un ochi sau doi, după dorința voastră, alegeți-vă o ceașcă. Și vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit la acest canal, dragii mei, nu uitați să vă abonați și la acest canal și la canalul cu Viață cu Noroc, că acolo, și acolo o să găsiți multe ritualuri și multe rune, dragii mei. Vreau să vă mulțumesc și pentru mesajele voastre frumoase, într-adevăr sunt foarte încântată și sunt foarte bucuroasă să vă deschid, sunt foarte bucuroasă să vă arăt multe ritualuri, dragii mei, pentru voi eu sunt aici. Nu aveți nevoie de nimic, doar abonați-vă și deschideți clopoțelul și nu o să regretați niciodată lângă mine, dragii mei. Dacă nu știți, aceasta este o cafea originală turcească, dragii mei. Să știți asta și ceaștele, într-adevăr, iese foarte corect, să știți de asta. Cine mă cunoaște știe deja. Așa, dacă v-ați ales ceașca, să deschidem ceaștele noastre. Dacă v-ați ales, va fi numărul 1, va fi numărul 2. Vom vedea ce ne va spune ceaștele noastre până pe 1 februarie. Vom pune ceașca cu numărul 2 deoparte și vom deschide cu numărul 1. Să vedem ce ne va spune. Oh, uitați-vă cum curge toate greutățile, vedeți? Curg toate greutățile de deasupra voastră, dragii mei. Uitați-vă, asta este prima ceașcă, dragii mei, după cum vedeți. Sper să fie totul bine. Oh. Uitați-vă aici, vedeți un telefon. Dragii mei, vă vine un telefon și o să fiți foarte bucuroși pentru că, uitați-vă cum este telefonul de casă, dragii mei. Vă vine un telefon și o să fiți foarte bucuroși, să știți, după acest telefon, uitați-vă ce lumină aveți în viața voastră. Să știți că până pe data de 1 februarie vă vine un telefon și să știți, uitați-vă, un telefon și uitați-vă cum merge acel, cum se zice, firul la telefon, dragii mei, să știți că vă vine un telefon. Uitați-vă ce bine a ieșit, vedeți, telefonul și firul de la telefon, să știți că vă vine o veste foarte rapidă și o să fiți foarte bucuroși, să știți asta. În fața voastră să știți că aveți multe, cum să zic, norocuri, dragii mei, să știți că în viața, până pe 1 februarie, o să vi se deschidă multe uși în fața voastră. Uitați-vă câte uși aveți în fața voastră albe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uși aveți, să știți, dragii mei, că unde veți pleca, unde vă veți duce, să știți că o să aveți noroc în toate. O să vă meargă ca pe roate, să știți, puteți voi să plecați la magazin, mai știu eu, la muncă, mai știu eu, unde doriți, să știți. Unde veți pleca, să știți că o să aveți noroc, dragii mei. Uitați-vă, aici lângă telefon este cifra 3, dacă vedeți. Vedeți? Cifra 3 lângă telefon. Telefonul și cifra 3. Să știți că poate să fie și 3 ore, 3 zile. Să știți că vă vine pe data de 3 acest telefon, să știți, dragii mei. Cum am zis, poate să fie 3 ore, poate să fie și 3 zile, o să vă vină, dar chiar poate să fie și 3 săptămâni, dar 3 săptămâni nu va rămâne, dragii mei, să știți, pentru că acest telefon vă vine de la o persoană, nu știu cine este, dar aici văd litera X, dragii mei, nu știu cine este, cred că este un telefon de la un necunoscut, să știți, dragii mei, pentru că X asta înseamnă că este de la un necunoscut, o să vă vie o veste și o să fiți foarte bucuroși, într-adevăr, este o veste nemaipomenită pentru voi, pentru că nici nu așteptați acea veste, dar acea veste o să vă vie direct la urechea voastră și direct la ușa voastră, să știți, scumpii mei, pentru că eu asta văd. Dragii mei, cei care aveți probleme, așa de tare vi se zbate inima în voi, aveți așa o frică în voi, nu știu de ce, dar aveți așa multe bătăi de inimă rapide, dragii mei, să știți, nu știu de cine vă este frică, dar aici văd că v-ați certat cu o persoană și de această persoană vă este foarte frică. Vă este frică că o să vă facă ceva, vă este frică că o să vă rânească sau să vă amenință, dar să știți că acest bărbat nu vă face nimic, să știți, dragii mei, pentru, dar într-adevăr vă este foarte frică de acest bărbat, nu știu ce,
dar aveți o frică în voi că vi se zbate inima în voi, dragii mei. Și încă ceva, aici văd un câine, dragii mei, să știți că aveți un dușman în spatele vostru, într-adevăr, acest dușman toată vremea vă sapă pe la spate toată vremea. Acest dușman chiar vă face că să nu aveți parte de bani, să știți, dragii mei. Într-adevăr, este o dușmancă, este o femeie, să știți, așa josuță, puțin kilograme are. Să știți că acesta este dușmanul vostru, este o femeie așa josuță, cu kilograme și toată vremea își prinde părul coc. Să știți că această femeie ține acel pește în mână și această femeie vă face rău că voi să nu aveți parte de bani, dragii mei, să știți. Cum am zis, este un câine și această femeie este cu câinele de mână și vă face rău ca să nu aveți parte la bani, să nu aveți parte. Cum vă leagă tot ce e posibil ca să nu aveți parte, să știți, dragii mei. Această femeie, aveți grijă, dacă aveți așa persoane în jurul vostru, cât mai repede îndepărtați-vă de această persoană, pentru că această persoană, într-adevăr, vă dorește răul. Să știți asta. Aveți în sufletele voastre așa de parcă este un ră... Iarăși a ieșit cifra 3. 33 a ieșit, dragii mei, să știți. Cei care aveți 33 de ani, să știți că și pentru voi vine o veste, dar această veste să știți că este de locul de muncă, dragii mei, care aveți 33 de ani. Bărbat, femeie, nu importă, să știți că spre voi vine niște vești așa bune că o să saltați de bucurie, dragii mei, să știți, uitați, v-am spus și anii, 33 de ani, care aveți, femeie, bărbat, nu importă. Să știți că și pentru voi vine o veste și, într-adevăr, o să vărsați chiar și lacrimi de bucurie, pentru că aici văd că sunteți foarte bucuroși și vin spre voi multe vești, dragii mei. Și după aceste vești, să știți că vi se deschide sufletul, vi se deschide viața, într-adevăr, veți fi foarte bucuroși. 33 de ani, bărbat, femeie, nu importă, să știți asta. Gândiți-vă la o dorință, să vedem dorința ce ne va spune. Să vedem. Dorința voastră se împlinește, să știți, dragii mei, și se împlinește foarte, foarte repede dorința. Să las să curgă, să vedem ce ne va spune această farfurie. Uitați-vă, dragii mei, inimă între două persoane. Dragii mei, dacă sunteți certați cu soțul dumneavoastră sau cu iubitul dumneavoastră, să știți că vă împăcați. Pentru că ați avut așa puține probleme, v-ați certat pe nedreptate, v-ați certat, dar să știți că asta este o familie, dragii mei. Uitați-vă că aici este și un copil, bărbat, femeia și bărbatul și aici este inima între ei. Să știți că, într-adevăr, vă iubiți foarte mult, chiar aveți și copil și v-ați certat puțin între voi, dar să știți că o să se rezolve repede pentru că aici văd o împăcare și o îmbrățișare, să știți, scumpii mei. Pentru că de multe ori din partea altora persoane vă certați între voi, se bagă între voi și vă certați. Dar să știți că într-adevăr vă iubiți foarte mult. Uitați-vă că a ieșit inima în mijlocul vostru. Voi vă iubiți unul cu altul. Nu vă puteți despărți. Desigur, sunt multe certuri. Vă certați, dar să știți că aceste certuri este biberul și sarea pentru familia voastră. O să vă împăcați și o să vă uniți și mai mult unul cu altul, să știți, dragii mei. Asta a fost prima ceașcă, dragii mei. Să vedem a doua ceașcă. Ce ne va spune? Așa. Uitați-vă, dragii mei. Asta este a doua ceașcă. După cum vedeți, a doua ceașcă. Uitați-vă, dragii mei. Și pentru voi sunt drumuri. Uitați-vă ce drum aveți, dar, într-adevăr, în capătul acestui drum... Să văd ce este, da, acest drum sunt bani. Uitați-vă peștii și acel drum pentru voi, să știți, dragii mei, veți pleca, poate să plecați și peste hotare, poate să plecați și în altă parte, dar la acest drum o să luați bani, o să primiți bani. Chiar și cineva să vă trimită bani și o să faceți drum ca să primiți acești bani, să știți, dragii mei, pentru voi vine o sumă de bani în casa voastră, chiar... Aveți nevoie foarte tare de această sumă și o să vie în mâinile voastre, dragii mei. Cine vă
Așa sunteți de umpluți că cineva văd aici că este o femeie care dorește să se sinucidă, dragii mei. Nu faceți asta nici de cum, dragii mei, pentru că Dumnezeu ți-a dat viața, Dumnezeu ți-a o să-ți iei viața. Aici văd o femeie pe o stâncă, stâncă care dorește să se arunce, dragii mei, dorește să se sinucidă că așa tare, obosit de viață, totul vine peste capul ei, totul vine peste ea. Și de parcă vrea să se sinucidă, dragii mei, nici de cum să nu faceți așa ceva, pentru că Dumnezeu ți-a dat viața, Dumnezeu o să-ți ia. E trebuie să răbzi, dragii mei, răbdarea treci și mare, să știți. Dar, într-adevăr, această femeie dorește să se sinucidă. Chiar această femeie în jurul ei are foarte mulți dușmani, să știți. Dar să știți că cum îți vii în fire, cum te limpezești, să știți că în viața voastră brusc o să aveți o schimbare, pentru că uitați-vă, aici este o săgeată, dacă vedeți. Cum să vă arăt ca să vedeți? Uitați-vă, aici este acea femeie pe o stângă care dorește să se arunce, să se sinucidă și uitați-vă, aici este o săgeată, dragii mei. Să știți că după ce te calmezi, mai scuturați-vă, așa, mai spălați-vă pe față și veniți-vă în fire, apoi să știți că o să aveți o brusc o schimbare în viața voastră, în viața voastră o să intre și bani și oameni buni, o să faceți cunoștință cu alți oameni buni, să știți, o să-i uitați pe cei răi și în viața voastră o să începeți o pagină nouă, dragii mei, să știți asta, niciodată să nu vă faceți rău voi cu mâinile voastre, nici de cum, pentru nimeni, pentru nimic, ca să nu faceți așa ceva. Aici văd multe săgeți, dragii mei, să știți că așa de multe săgeți că în viața voastră o să aveți brusc multe schimbări. Unde vei pleca, vei avea schimbare. Poate că și la locul de muncă să ai schimbare, poate că și în casa ta să ai schimbări, poate că și în public, mai știu, în altă parte. Unde vei pleca, să știți că o să vedeți, o să aveți schimbări în viața voastră spre tot. Poate să fie și dragoste, poate să fie și bani, poate să fie și tot ce este în viața ta, să știți că o să aveți brusc schimbări, pentru că aici văd multe săgeți în stânga, în dreapta, în sus, în jos, să știți că veți avea multe schimbări în viața voastră, dar să știți că toate schimbările sunt schimbări spre bine, să știți, dragii mei, nici de cum nu este rău. Dorești bani, o să vină bani la tine, dorești muncă, o să fie muncă. Mai știu ce dorești în viața ta, să știți că se schimbă totul brusc spre viața voastră. Să nu ziceți că nu v-am spus că eu așa văd, să știți, dragii mei, multe săgeți și chiar și vin și vești spre voi. Veștile vin așa una după alta, una după alta, o să primiți multe vești, să știți. Să vedem ce mai este aici, pentru că, într-adevăr, este o ceașcă frumoasă, dragii mei, mă bucur. Într-adevăr, este o ceașcă și văd aici un tigru, dragii mei. Veți avea așa o putere. Păun și tigrul este. Să știți că păun este noroc. Tigrul, să știți că o să luați puteri de la viață. Voi, cu cât o să vă meargă bine, o să prindeți la puteri. Iarăși o să vă meargă bine, iarăși o să prindeți puteri, o să fiți și mai curajos și o să ziceți că da, într-adevăr, am și eu noroc în viață. Cu cât o să vă meargă bine, cu atât o să vă încurajați și așa o să fiți mai puternici. O să strângeți viața cu două, nu cu două mâini, dar cu patru mâini, o să îmbrățișați viața voastră și o să fiți într-adevăr foarte bucuroși, să știți asta. Cu cât o să vă meargă bine, cu atât o să prindeți la curaj și o să fiți puternici, să știți asta. Să nu ziceți că nu v-am spus, într-adevăr, este o ceașcă foarte, foarte, foarte frumoasă, dragii mei, să știți. Gândiți-vă la o dorință, să vedem dorința ce ne va spune. Așa, așa, așa. Asta este farfuria noastră, dragii mei, dacă vedeți. Și la voi să știți că în casa voastră și la voi intră bucurie și veselie, să știți. Mai ales cei care sunteți în zodie rac. Uitați-vă, aici este un rac, dragii mei, dacă vedeți. Pentru voi intră în casa voastră bucurie și fericire, racii, să știți că racii sunt, de data asta nu dau caracul înapoi, dar merg înainte, să știți, dragii mei, pentru voi, într-adevăr, casa voastră va fi luminată, casa voastră o să fie, pentru că uitați-vă deja în
cleștele voastre, țineți floarea vieții voastre, să știți. Și nici de cum nu o lăsați. Uitați-vă și aici litera P. Vedeți? Litera P. Zodia Rac, litera P care sunteți, să știți că în viața voastră, între veselie și bucurie, să știți, dragii mei. Uitați-vă ce bine a ieșit acel Rac. Și litera P. Cei din Zodia Rac și cei care au litera P în nume sau prenume, să știți că vine bucurie în casa voastră și veselie, să știți, scumpii mei. Veți fi fericiți. În casa voastră deja se strecoară toate răutățile și în casa voastră intră doar binele, să știți asta. Așa, scumpii mei, astea au fost ceștele noastre. Sper să fie pe înțeles. Nu uitați să vă abonați, deschideți clopoțelul și niciodată nu veți regreta, dragii mei, să știți. Da, într-adevăr, mulți deschid în cafea, dar eu deschid cu totul altfel. Deschiderile mele sunt cu totul altfel și diferite. Abonează-te și nu vei regreta. Domnul să vă aibă în paza lui. Eu vă iubesc. La revedere!